Suntem din nou împreună, dragi prieteni. Sunt bucuros să vă salut, să vă binecuvintez în numele Domnului. Intenția mea astăzi este să vorbesc despre etapele vieții. Viața omului este extrem de complexă, atât din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional, relațional și spiritual. În truna dintre epistolele sale, apostolul Ioan, care a scris o evanghelie și trei scrisori, se adresează copiilor, tinerilor și părinților, cel mai probabil din punct de vedere al maturității spirituale, însă sigur că nu e exclus din punct de vedere al etapelor vieții sau vârstei fizice. Există trei etape ale creșterii fizice și spirituale. Prima dintre ele este copilăria. Toți oamenii se nasc copii, și el spune în capitolul 2, versetul 12. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. De patru ori folosește expresia vă scriu, și de două ori la timpul trecut v-am scris. În Noul Testament, numai Mântuitorul și ucenicul său iubit, Ioan, au folosit acest cuvânt. Termenul din greacă pentru copilaș se referă la bebelaș. Lucrul la care bebelașii se pricep este să se împiedice, să cadă, să plângă, să mănânce și să doarmă. Cuvântul copilașilor subliniază ideea subordonării și a independenței, sugerând nevoia de călăuzire. Există lucruri pe care un copil spiritual trebuie să le înțeleagă. Stadiul de creștere este un lucru, iar starea înaintea lui Dumnezeu este un altul. În general, copiii sunt încercați de nesiguranță, de aceea apostolul îi asigură păcatele sunt iertate. Copiii nu se nasc bun sau răi, de aceea ei trebuie să fie învățați. Când spun nu se nasc buni sau răi, nu am în vedere particularitățile specifice ale celor patru temperamente. Pedagogia explică faptul că există cinci etape ale învățării. Primul dintre ele este nivelul repetiției. Acesta este primul nivel al învățării, nivel de bază de la care începe învățarea. Repetând de mai multe ori un adevăr, ajungem să-l memorăm și astfel l-am învățat fără să cunoaștem sensul acestui adevăr și fără să-l înțelegem. De exemplu, putem memora prin repetiție propoziția Dioses amore, fără să înțelegem însă sensul acestei propoziții menționate. Din păcate, învățarea se oprește la acest nivel de memorare, care este o memorare mecanică. Deși repetiția este importantă, noi nu trebuie să ne oprim aici. Aduceți-vă aminte de famenul etiopian care citea în cartea Isaia dar nu înțelegea nimic. Al doilea nivel al învățării este nivelul recunoașterii. Acest nivel presupune să recunoști, să înțelegi ceea ce ai memorat. Dacă la primul nivel am memorat Dios es amore, la nivelul 2 recunoaștem că în limba spaniolă înseamnă Dumnezeu este dragoste, așa cum spune Ioan în capitolul 4 din prima sa scrisoare. În felul acesta trecem în procesul învățării la al doilea nivel unde înțelegem sensul lucrurilor memorate. Simpla recunoaștere a unui adevăr însă nu va schimba viața copilului. Deși recunoașterea este foarte importantă, nu este suficientă, așa cum spune Isaia în capitolul 29. Nivelul înțelegerii este cel de al treilea nivel. Deși acest nivel nu este cel mai înalt în procesul de învățare, el este nivelul cheie. Acest nivel presupune să înțelegi atât de bine ce ai învățat, încât să poți spune lucrul învățat în idei proprii, în cuvinte proprii. Revenind la exemplul folosit deja de două ori, Dios es amore, nivelul înțelegerii presupune să poți explica de ce Dumnezeu este dragoste, cum Dumnezeu este dragoste și cum a manifestat El dragostea față de oameni. În pilda semănătorului din Matei, capitolul 13, Mântuitorul Hristos a vorbit oamenilor despre importanța alegerii cuvântului lui Dumnezeu. În versetul 19 el spune, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău, adică diavolul, și răpește ceea ce a fost semănat în inima lui. Observați, poți să vorbești cu un om, să-i ajungă în inima cuvintele pe care îi le spui, dar pentru că el nu le înțelege sensul, pur și simplu diavolul îi fură acele cuvinte, El le uită, nu l influențează. Versetul 23 din potrivă spune, iar sămânța căzută în pământul bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. A auzi nu este suficient. A auzi presupune să se suprapună cu a înțelege și atunci este suficient. Din nefericire acest nivel de învățare nu este atins în multe lecții. De aceea învățarea este insuficientă și superficială Până la acest nivel, cu privire la practicarea vieții. Al patrulea nivel este nivelul corelării. Deși este foarte important să înțelegem teoretic adevărurile Bibliei, nu este suficient, deoarece copiii trebuie să înțeleagă nu doar învățătura în sine, ci care este relația dintre învățătură și viețile lor. Numai când un copil gândește o învățătură biblică și o înțelege, înțelegând în relația dintre ea și viața lui practică, ne putem aștepta ca să aibă motivația împlinirii la ceea ce știe. Dio se amore înseamnă Dumnezeu te iubește în mod practic, adică are grijă de tine, este interesat de tine, te ascultă când te rogi și te sfătuiește prin Biblia pe care ți-a trimis -o. Aceasta înseamnă iubirea lui Dumnezeu, care este un lucru absolut personal. Fiul său care a murit pentru ca păcatele să fie iertate și Duhul Sfânt care a venit după învierea și înălțarea lui Hristos la cer pentru ca oamenii credincioși să nu rămână singuri până la răpire. Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta când se adresează bisericii din Tesalonic, spre exemplu capitolul 2, versetul 13, ultimul nivel. Acesta este cel mai înalt nivel în procesul de învățare, când adevărul devine o experiență de viață și este într-adevăr o viață schimbată. De fapt, acesta este scopul învățării, să ne învățăm în primul rând pe noi și apoi pe alții. Scopul lui Dumnezeu cu Biblia nu este să devenim mai informați ci să devenim schimbați în viața practică, comportament, priorități, valori. Degeaba credem dacă viața noastră practică este în opoziție cu credința noastră. Dacă teoria nu se reflectă în practică, cui folosește teoria aceasta? Probabil celorlalți, cărora le o transmitem în discuțiile noastre. Numai când punem în practică un adevăr, l-am învățat cu adevărat. Domnul Iisus accentuează foarte clar importanța atingerii acestui nivel de învățare în Predica de pe munte, respectiv Matei, capitolul 7. Dumnezeu îi îndeamnă pe oamenii din Biblie, de pildă pe Iosua, să atingă acest nivel de învățare. În Iosua, în capitolul 1, versetul 8 și pe Iacov, în capitolul 1, versetul 22. Nu predăm numai pentru a ajuta pe copii să memoreze cuvântul lui Dumnezeu, să-l recunoască, să-l înțeleagă, ci predăm pentru ca copiii sau oamenii în general să lege cuvântul lui Dumnezeu de viața lor practică. Aceasta este copilăria. Nu uitați, obiectivul era, păcatele vă sunt iertate. De ce le spune copiilor că păcatele sunt iertate? Pentru că faza de copilărie spirituală, adică începutul vieții spirituale, presupune încă neabandonarea păcatelor, pe care le-a avut. Imaginați-vă o persoană la 30, 40, 50 de ani sau mai devreme care se convertește, el vine din lume, adică dintr-un stil de viață fără Dumnezeu la nivel de credință practicată și omul acesta are o grămadă de obiceiuri păcătoase, fură minte, bea și așa mai departe. Ei e bine, trebuie să renunțe la ele. Sigur că lucrul ăsta nu se va întâmpla într-o zi. Sau nu se va întâmpla într-o zi schimbarea tuturor lucrurilor din viața lui. Și el, în această perioadă de început de copilărie spirituală, va mai păta, așa cum un copil care învață să meargă mai tot cade până când devine adult. Ei, de aceea apostolul vine cu siguranța aceasta, ești iertat, ești în faza de început, mărturisește spăcatele și vei fi iertat. Biblia condiționează iertarea prin mărturisirea păcatelor, mărturisire făcută lui Dumnezeu și părăsirea păcatelor, nu doar mărturisirea. Ei, observați că apostolul se adresează acum și tinerilor și în versetul 13, a doua parte, el spune, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Copilașii n-au biruit pe cel rău, ei, ei încearcă să-l biruiască, dar au multe ieșiri în decor, multe ezitări și mult insucces, de aceea au nevoie să fie iertați. Și apostolul îi spune, aveți iertarea lui Dumnezeu. Adolescenții au conflicte cu părinții, adică... În, Tranziția dintre copilărie și tinerețe, indiferent că este vorba în viața fizică, dar mai ales în cea spirituală, și cu alți reprezentanți ai autorității, fiindcă trec de la dependență la independență, adică de pe pilot automat ei trec pe manual. Adolescenții nu le place să ceară aprobare referitor la lucrurile de care au nevoie vor să meargă la cinematograf, vor să meargă la o întâlnire, la, în alte locuri unde se întâlnesc cu prietenii lor sau pentru anumite interese. De asemenea, nu le place să ceară aprobare pentru felul în care se îmbracă atunci când au intenția să folosească mașina familiei. Ei urăsc să audă spunându li se cât timp ești sub acoperișul meu, vei respecta regulile casei. Când o să fii în familia ta sub acoperișul tău, poți să faci ce vrei. Care sunt caracteristicile unui tânăr care a părăsit specificul copilăriei? De unde știm că uh, un băiat de 20 de ani are și mintea de 20 de ani, nu doar vârsta de 20 de ani? Viața e o călătorie care urcă și experiența este cel mai mare profesor. Maya Angelou spunea, spre exemplu, majoritatea oamenilor nu se maturizează, doar îmbătrânesc. Nu e doar ironie la mijloc, din nefericire realitate. Majoritatea oamenilor nu se maturizează, doar îmbătrânesc. Aceștia își găsesc un serviciu și onorează uh, plățile la bănci, se căsătoresc, au copii și numesc aceasta maturitate. Uh, ceea ce este de fapt doar înaintarea în vârstă. Stilul de viață al societății contemporane concentrează viața pe lucrurile exterioare, de pildă bani, plăcere, putere achiziții materiale, și așa mai departe. Însă Biblia ne invită la o altă perspectivă, menționând lucrurile, însă accentuând mai mult lucrurile interioare. De pildă, virtutea, răbdarea, capacitatea de a asculta, de a iubi, de a ierta, și așa mai departe. Atunci când vorbim de răbdare, vorbim de faptul că răbdarea scade proporțional cu absența dificultăților și adversităților vieții. Și de ce să nu recunoaștem a prezenței tehnologiei care ne împinge în lumea virtuală tot mai mult? Dacă citim în Biblie, Biblia spune, Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, spunea Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 3, ne bucurăm în necazurile noastre. Stimați prieteni, nu ne bucurăm de necazuri, dar ne bucurăm în necazuri. De ce ne bucurăm în necazuri? O să continui și apoi o să încerc o umilă explicație. Ne bucurăm în necazurile noastre, fiindcă știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce victorie în încercare, iar această victorie ne dă speranță. Observați care este rodul, care este produsul finit, care este consecința necazurilor de cele mai multe ori în viața unui matur, aduce răbdare. Trecând prin necaz, devii mai răbdător. Nu mai ești sensibil, simandicos, copilăros, superficial, ci pur și simplu necazul te împinge în lumea reală. Îți dai seama că sunt lucruri pe care le poți controla și lucruri pe care nu le poți controla. Și dacă nu le poți controla, atunci încerci să le depășești cu demnitate și în felul ăsta se consolidează caracterul și apare virtutea răbdării. Înveți să rabzi. Aștept ziua de mâine când va fi mai bine, iar dacă încă mâine nu-i suficient de bine, aștept ziua de poi mâine. Viața este un șir de necazuri și de bucurii, și se învârte în mod dezordonat, specific mai bine zis, specific fiecărui om. Necazurile ne aduc răbdare, iar răbdarea uh, cultivă biruința, produce biruința, adică victoria. Iar această victorie ne dă perspectiva speranței. Uneori spun această întâmplare. Am auzit-o și eu și, cu aproximativ 20 de ani în urmă, plus minus, am încercat să o aplic și de atunci până astăzi în lucrul acesta. Am auzit întâmplarea potrivit căreia un om în vârstă, foarte bătrân, după ce a murit soția, de asemenea o femeie foarte în vârstă, a mers la un azil, la un nursing home. Și când a ajuns acolo, un nursing home care era în zona orașului său, era un azil nou, um, avea un manager foarte uh, primitor, ospitalier, și femeia aceasta, care era manager, l-a întâmpinat la intrare și, după ce i-a completat formularele necesare, a mers cu el undeva la, la unul dintre etajele superioare să-i arate camera, în drum spre cameră, în lift și pe culoare. A început să îi laude azilul ca fiind nou, cu un personal uh, profesional, și uh, să-i spună despre calități. Apropiindu-se de cameră și-a dat seama că îi se epuizează timpul și a început să-i spună și opusul calităților. Și a spus, totuși acesta, acesta este un azil, camera o să fie mai mică, nu este foarte luminoasă, probabil a stat într-o casă mare, îi spunea ea, dar bătâna a întrerupt-o și a spus, iertați-mă, îmi place foarte mult camera, fiți liniștită. El s-a oprit și Mirată l-a întrebat, cum vă place camera, ați mai fost vreodată în clădirea asta? Și l-a spus, nu, dar atunci cum se vă placă o cameră pe care n-ați văzut-o și el uh, i-a răspuns uh, există riscul să nu înțelegeți răspunsul meu pentru că sunteți o femeie tânără, dar o să încerc. Când eram la vârsta dumneavoastră, a început bătrânul, eram un bărbat tânăr, eram foarte ocupat, așa cum sunteți dumneavoastră acum. Într-o dimineață când am vrut să plec la lucru, fetița mea a vărsat laptele cu cereale pe pantalonii mei, pe costumul meu și a trebuit ca să îmi schimb hainele, lucru care m-a făcut să întârzi la serviciu și șeful m-a certat. Am fost foarte mânios. Pur și simplu mi-a stricat ziua. A doua zi trebuia să merg într-un anumit loc, să fac o anumită activitate care presupunea să nu plouă. Și știți ce s-a întâmplat de dimineață? A plouat cu găleată. Toată ziua am fost întors pe dos. A treia zi, când tocmai era să ies din casă, soția pur și simplu m-a întrebat ceva și a izbucnit un scandal între noi. Toată ziua am fost făcut praf. Următoarea zi, la intersecție, uh, un șofer s-a supărat pe mine și mi-a făcut semne obscene și era gata să ne încăierăm acolo în mijlocul intersecției. N-am mai fost bun de nimic în ziua aia. Următoarea zi, următoarea zi și exemplele continuă. La un moment dat parcă m-am trezit din somn și am zis, stai domnule așa, eu am o viață urâtă, complicată, plină de frustrare, plină de nemulțumire. În fiecare zi e ceva sau cineva care pur și simplu mă dă peste cap. Asta nu e viața pe care vreau să o trăiesc. N-am nicio șansă să trăiesc altă viață, pentru că în fiecare zi se va găsi cineva sau cineva care pur și simplu să mă facă praf. Și am zis, nu se poate, eu trebuie să-mi schimb viața. Am început de atunci, stimată doamnă, eram tânăr, povestește bătrânul. Am început de atunci și încet, încet n-am mai lăsat pe nimeni și nimic să hotărască dacă eu mă simt mulțumit sau nemulțumit. E normal să plouă în lumea asta. E normal uneori copiii să-și verse cea în farfurie. E normal uneori împreună cu soția să ajungem la conflict. Nu-i mare lucru dacă imediat ne împăcăm. E normal uneori să fie cineva supărat pe noi în trafic sau în altă parte. Așa că pur și simplu nu mai mă concentrez asupra la lucrul acesta. Îmi iau atenția și gândul de acolo și nu mai las împrejurarea aceasta să-mi strice inima, pentru că altfel în fiecare zi vor fi câteva lucruri care îmi vor strica inima. Doamnă, în concluzie, camera aceasta o să-mi placă pentru că eu aleg să-mi placă. Nu o să-mi placă pentru că îmi place. Eu hotărăs dacă o să-mi placă sau nu, indiferent cum este ea. Stimată doamnă, foarte puține lucruri din lumea asta îmi plac, dar am învățat prin disciplina de o viață să-mi placă orice lucru pe care nu-l pot evita, pentru ca să pot rămâne fericit. Eu aleg să-mi placă camera asta. Înainte să intru în ea, îmi așez mintea, împotrivez mintea ca să-mi placă camera aceasta, nu voi remarca lucrurile care aș fi vrut să fie altfel pentru ca să îmi bucuria în această cameră. În felul acesta mi-a plăcut soția pentru că am ales să-mi plac. În felul acesta mi-a plăcut mașina pentru că am ales să-mi plac. În felul acesta mi-au plăcut bunele și relele din viață pentru că am ales să-mi plac. În fiecare zi, Doamne, a fost un om fericit. Voi continua câte zile mai am să fiu fericit și ultima mea zi, chiar dacă va fi plină de dureri, de perfuzii, eu aleg să fiu fericit. A iubi, a ierta și a fi fericit este o alegere. Nu știu cât de mult l-a ajutat doamna pe omul ăsta în vârstă, dar omul acesta în vârstă a ajutat-o mult pe doamnă. Pentru că, cu siguranță, și pentru ea a fost o lecție de viață care, într-o măsură mai mică sau mai mare, și-a schimbat viața. Deci, răbdarea. Răbdarea este un semn că ai trecut de la copilărie la maturitate și în viața fizică, dar mai ales în viața spirituală. Dacă acest semn nu există, nu există nici realitatea. Apoi, capacitatea de a-ți controla sentimentele, emoțiile. Reacția la ce se întâmplă în jurul nostru și mai ales la acțiunile altora sau ale împrejurărilor vieții îndreptate înspre noi demonstrează faptul că am părăsit sau nu zona copilăriei, nu doar vârsta copilăriei. Vârsta copilăriei o părăsim oricum, dar comportamentele copilăriei mulți nu le părăsesc. Stimați prieteni, nu putem evita multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru, dar putem controla reacția pe care o avem la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem evita ca fetița noastră să nu verse laptele pe care îl are în castron, în farfurie sau în cană, pe pantalonii noștri, pe costumul nostru, dar putem evita să ne enervăm. Pentru un copilaș nu-i mare lucru dacă îi cade din mână farfuria sau cana. Uneori ni se întâmplă nouă ca adulți. Iată dar că noi trebuie să ne controlăm reacțiile. Trebuie să avem grijă cum reacționăm cei mai mulți dintre noi încercăm să ne justificăm reacțiile, ceea ce este copilărește. Și să spune, păi din cauza lui ăla sau din cauza la treaba aia, frații mei, surorile mele și stimați prieteni și frați creștini, în jurul nostru se întâmplă numai rău. Nu ne putem permite să-l imităm reacționând cu răm la rău și la urmă să spunem că primul rău este mai rău decât al doilea rău. Adică ce a făcut ăla e de vină, nu ce am făcut eu e de vină. Reacția noastră nu trebuie să depindă de nimeni. Noi nu trebuie să reacționăm la ce se întâmplă, ci trebuie să acționăm. Adică să alegem dacă vom spune sau vom face lucrul acela sau nu. Asta demonstrează că nu mai suntem copii. Altfel, putem fi bătrâni, că tot copii suntem. Iertați-mi îndrăzneala. Un al treilea semn este înțelegerea faptului că iubirea este o alegere, nu un sentiment. Pare ciudat, însă pasiunea, dorința nu poate fi iubire. Dragostea este o alegere, urmată la scurt timp de sentimente. Este nevoie de suferință și de curaj pentru a trăi experiența iubirii cu adevărat. Nu uitați, deși nu am timp să explic, dragostea, adevărata dragoste, nu pasiunea, nu îndrăgostirea, adevărata dragoste nu este o emoție, este o alegere. Dacă ar fi fost o emoție, Hristos nu și-ar fi permis să poruncească creștinilor, iubiți-vă dușmanii, pentru că noi nu putem să poruncim emoțiilor noastre, dar putem să facem alegeri după cum vrem. Alegerile sunt făcute cu mintea. Dragii mei, marele secret pe care Dumnezeu l-a așezat în noi este că sentimentele urmează alegerea minții. Nu întotdeauna alegerea urmează sentimentele. Încă ceva, apropiindu-mă de încheiere, eliberarea de sentimentul importanței de sine. Importanța de sine e un lucru specific copiilor și, sigur, oamenilor aroganți. Dar oamenii aroganți sunt oameni nesuferiți. N-au nimic de câștigat, doar de pierdut. Persoana matură înțelege că lumea nu se învârte în jurul ei. Atunci când un adolescent, un tânăr, își dă seama că a depășit faza copilăriei, atunci el va încerca să nu-și dea prea multă importanță, ci să cultive modestia, să-i respecte pe alți oameni, să-i iubească, să le dea valoare, să-i facă să se simtă bine, și asta va demonstra că este un adult. Ceea ce am vrut să subliniez în vorbirea din această zi este să vă spun că noi nu ne naștem maturi, noi nu ne naștem cu un caracter consolidat, nu ne naștem educați, manierați, ci pur și simplu noi ne naștem copii. Este ca, un, ca o agendă, ca un caiet pe care îl cumperi de la librărie, absolut curat. Și ce scrii pe prima pagină și pe a doua și pe a cincea, rămân pentru restul vieții. Ce scrii pe următoarele, mm, se pot modifica și le uiți. Cum vă imaginați că bunicul își uită unde și-a pus ochelarii acum un minut sau două și nu uită ce a făcut în timpul războiului acum 60 de ani? Cum vă imaginați? Adică ce a făcut acum un minut uită și ce a făcut acum 60 de ani nu uită. Wow! Sunt două lucruri aici care explică acest inexplicabil. Primul dintre ele este că evenimentele suprapuse cu o emoție se țin minte. Cele care sunt doar evenimente, nesuprapuse cu o emoție, nu se țin minte. N-ai nicio emoție când îți pui ochelari într-un loc sau altul, ca și cum n-ai nicio emoție când mănânci. Apropo, ce ați mâncat ieri seara? Dacă erați cu președintele Iohannis sau cu domnul Dragnea la masă, probabil că nu mai uitați. De ce? Pentru că era o emoție. Nu mai comentez de care, că nu-i treaba mea, n-am de unde să știu, dar era o emoție. Iar emoția este ca un cui bătut în perete și nu-l mai uiți. Dar un simplu lucru, un lucru banal, îl uiți. Al doilea lucru care contează este că ceea ce scrii pe primele pagini ale albumului vieții nu le mai uiți niciodată. Aceasta e, acestea sunt reperele vieții, dar ce se scrie pe parcurs, lucrurile acelea se uită. Ce am vrut să spun în încheiere este faptul că ne naștem copii. Dar și în viața spirituală e o vreme a copilăriei, o vreme începutului și bâșbâim, nu știm bine, nu înțelegem, avem ezitări, ne întoarcem, ne gândim dacă e bine ce am făcut, și în perioada asta avem nevoie să fim iertați pentru că greșim mult. Însă, încet, încet, ne specializăm, ne perfecționăm și ne îndreptăm spre maturitate. Acolo apare biruința asupra răului, biruința asupra tentației, biruința asupra păcatului. Atunci începem să ne controlăm acțiunile folosindu-ne mintea. Dragostea este o alegere și atunci alegem să iubim. Iertarea este o alegere. Atunci alegem să iertăm. Facerea binelui și refuzarea răului sunt alegeri și atunci facem alegerile acestea. În felul acesta îl putem urma pe Dumnezeu. Stimații mei, nu mai trăiți ca niște copii, nu se merită. Din potrivă, permiteți-vă cheltuiala să vă maturizați, să trăiți cu demnitate, pentru că noi am fost creați să atingem excelența, am fost creați să-L urmăm pe Dumnezeu, să ne împlinim misiunea, să ne atinge potențialul și la sfârșit să ne spună stăpânul care ne așteaptă, vin rob bun și credincios să moștenești împărăția care a fost pregătită de la întemerea lumii. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să se întâmple cu fiecare dintre noi acest mare succes, această mare performanță. Stimați prieteni, haideți să ne rugăm! Părinte drag, părinte bun, Dumnezeul nostru, stăm în fața ta și inima noastră se umilește Datorită faptului că suntem creatura pe care tu ai făcut-o cu mâinile tale, universul acesta extrem de complex l-ai făcut prin cuvânt, ai spus să fie și părțile lui componente au apărut în existență. Însă când ai ajuns la noi, n-ai mai spus să fie om. Ai luat pământ și cu mâinile tale ne-ai dat forma pe care o aveam. Tată, îți mulțumim că ne-ai făcut. Ne-ai făcut din pământ și ai suflat în nările acestei păpuși din lut, duh de viață. Întâlnirea celor două componente au dat naștere la un suflet viu, sentimente, rațiune și voință. Astăzi stăm în fața ta, în complexitatea pe care ai alcătuit-o când ne-ai făcut și îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai dat chipul și asemănarea ta moral-spirituală. Îți mulțumim că ne-ai făcut ca pe tine din punct de vedere moral și spiritual. De aceea avem capacitatea să -i iubim. Noi am învățat și să urâm, de, avem, de asemenea avem capacitatea să iertăm, ne-am învățat și să ne răzbunăm. Doamne, iartă-ne de ce am învățat noi și ajută-ne să exersăm ceea ce ne-ai învățat Tu. Iartă-ne, Doamne, de obiceiurile noastre păcătoase, de răutatea noastră, dar și de absența iubirii. Iartă-ne, Doamne, de neiertarea noastră, dar și de prezența urii. Iartă-ne, Doamne, de faptul că nu ne-am cinstit părinții și pe cei care meritau recunoștința noastră. Iartă-ne, Doamne, de avariția și lăcomia noastră care n-are limită. Iartă-ne, Doamne, de tendința de a ieși în evidență și de a fi mândri și aroganți, ca niște copii fără minte. Iartă-ne că nu ne mai săturăm de dămi și întotdeauna refuzăm, poftim, te rog, cu ce te pot ajuta. Iartă-ne, Doamne a să stăm în fața ta și mustrați de cuvântul pe care ne l-ai dat, vrem să îți cerem iertare, dar nu numai iertarea pentru trecut, cât și puterea de a ne schimba pentru viitor. Doamne, fă din noi alți oameni, nu mai ne suportăm în maniera aceasta. Pentru că ne pare rău de cum am fost, asta înseamnă că nu mai vrem să continuăm așa. Schimbă-ne, Doamne! Schimbă-ne, Doamne, lasă peste noi duhul tău, puterea ta să coboare peste viața noastră, să ne influențeze mintea, să ne întărească voința și să ne dea o motivație profundă, Doamne, pentru a te urma pe tine și pentru a fi alți oameni. Oamenii pe care îi așteaptă soția, soțul, copiii, omul pe care îl aștepți tu. Vrem să te urmăm, Tată, și vrem să te imităm și vrem să influențăm pe oamenii din jurul nostru cu dragostea ta, precum tu ne-ai influențat pe noi cu dragostea ta. Îți mulțumim că ne asculți Și toate cele pe care noi nu știm să-ți le cerem, știm că ne le vedea pe înhar, pentru că tu ești Tatăl nostru care ești din ceruri. Sfințească-se numele tău, precum în cer, așa și pe pământ. Amin! Stimați prieteni, a fost o mare încântare, pentru mine o mare onoare, un mare privilegiu să avem și aceasta în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă aibă în pază, pe data viitoare vă doresc sănătate!